Maramureșul a dat de-a lungul timpului multe valori folclorice și oameni care ne-au reprezentat cu succes peste hotare. Unul dintre ei este și taragotistul maramureșan Dumitru Zoicaș, născut în data de 26 octombrie 1939. A fost ultimul din cei 6 copii ai familiei Zoicaș care a cunoscut după război ororile și foametea, dar a iubit extrem de mult muzica. El s-a stins din viață luni 24 aprilie, luând cu el amintirile frumoase și toate spectacolele în care a participat. Despre Dumitru Zoicaș își amintește și interpreta de muzică populară Angela Buciu. Dumnezeu să-l odihnească înainte de toate. Ce pot să spun? El a fost în trupa de amatori pe care a păstorit-o, ca să spun așa, soțul meu, ani de zile, pentru că soțul meu, pe lângă faptul că era coregraful ansamblului național Transilvania înainte, care se numea Maramureșul, el s-a ocupat și de echipa de, sau mai bine zis, de trupa de amatori ai zonei noastre. Dumitru Zoicaș a cântat alături de artiști precum Sava Negreanu Brudașcu, Nicolae Mureșan, Nicolae Furduiancu, Veta Biriș, Nicoleta Voica, Titiana Mihali și frații Petreuș și Dumitru Fărcașcu, care a fost și văr. Artista Angela Buciu spune că în tot ceea ce făcea Dumitru Zoicaș punea doar suflet. A fost un mare sufletist. El, cu puterile lui, ne-a fost alături în toate programele pe care noi le organizam în materie de activitate la nivel de amatori. A fost un instrumentist care și-a pus mult suflet și a făcut cu multă pasiune muzică. Îmi amintesc chiar de un episod când marele Vornicu din televiziunea română a trimis o echipă de filmare ca să realizeze un recital de televiziune cu mine aici în Maramureș și am filmat în Muzeul Satului. Și neavând instrumentiști de la ansamblu la îndemână, am apelat la el, care mi-a făcut ritornelele anumitor piese. Ba chiar aș putea să spun, chiar am aceste filme și sunt o amintire și o dovadă că a fost un mare sufletist și un mare iubitor de muzică. A lucrat la trustul de construcții timp de 30 de ani, dar dorul nestăvilit pentru muzica folclorică și tainele ascunse ale ritmurilor ei l-a făcut să-și cumpere primul instrument, un taragot simplu. A urmat cursurile Școlii Populare de Artă Baia Mare, studiind totodată și la Oradea, și a fost membru al ansamblului Maramureșul, înființat în 1956, reprezentând România în turnee internaționale în întreaga Europa, în Africa, în America. Ulterior, acesta s-a transformat în ansamblul național Transilvania, apoi la combinatul Cuprom, unde a fost angajat, a înființat și dirijat ansamblul Plaiurile Maramureșului. De menționat că Dumitru Zoicaș a fost și membru instrumentist al ansamblului profesionist Sarauașului Satu Mare. În anul 1998 a suferit un accident vascular cerebral, iar în urma diagnosticului i s-a interzis medical să mai cânte la instrument. Slujba de înmormântare va avea loc joi de la ora 13 la Catedrala Ortodoxă din Ferneziu. Drum bun, Dumi! De acum le vei cânta îngerilor!